În comuna Muierească s-a avut în vedere în primul rând alimentarea cu apa localității, după care au început lucrările pentru canalizare. Pentru că în unele zone terenul este accidentat, iar lucrările nu pot fi executate, singura soluție va fi construirea de fose septice la fiecare gospodărie, devenind astfel un sistem individual de canalizare. Noi am avut în vedere în primul rând să facem alimentarea cu apă și canalizarea cu fose septice la fiecare gospodărie, cu acces pentru a putea fi vitajate fosele septice. După câte am înțeles, chiar Guvernul României o să inițieze un proiect de acest gen cu privire la pe zonele accidentate și pe zonele unde nu sunt aglomerări de gospodării, să nu mai facă acel sistem centralizat de canalizare. Se va practica modelul probabil luat din Occident, de afară, cu fose septice la fiecare gospodărie. Dar trebuie să asigurăm căi de acces până acolo și în același timp posibilitatea de a fi vitanjate respectivele fose. Și la noi în localitate, noi o să avem în vedere să dezvoltăm un asemenea proiect, ținând cont că drumurile sunt în pantă, sunt accidentate, ca să spun așa, sunt cu mai greu accesibil să ajungem la gospodările respective și e mult mai greu de realizat un sistem centralizat de canalizare. Și atunci ne-am gândit și la acest mod de a colecta apele uzuale. Rețeaua de alimentare cu apă. Rețeaua de alimentare cu apă, la ora actuală, o am și cuprinde 90% din suprafața localității, mai avem 10%, dar așa cum v-am spus, deja noi am inițiat un proiect de extindere a rețelei de alimentare cu apă și deja l-am publicat pe SICAP, procedurile privind achiziția publică a avut loc, s-a semnat contractul de lucrări și în perioada imediat următoare o să începem lucrările și pe sectorul de drum și zona gospodărilor care nu au alimentare cu apă și undeva până în luna octombrie să sperăm că vor fi finalizate lucrările astfel încât localitatea să fie acoperită 100% cu acest sistem de alimentare cu apă. E apă venită de la conducta de la Brădișor, sursă de apă foarte bună și zic eu că e un lucru benefic pentru cetățenii din comuna Muierească. Pe lângă proiectul de extindere a apei și canalizării în localitate, mai este depus și un proiect pentru asfaltarea drumurilor comunale.